emisiunea de azi este dedicată micilor, pe care majoritatea dintre noi îi consumăm cu prilejul sărbătorii de 1 mai. Vă prezentăm o rețetă tradițională pe care, dacă o veți adopta, la anul precis nu veți mai alerga după caserolele cu pasta gata preparată de supermarketuri. Este ceva de muncă pentru realizarea ei, dar dacă o faceți odată, cu siguranță de fiecare dată când veți dori mici, o să repetați procedura. Praful pe care l-am înghițit pentru a ajunge la locul filmării e gratis și nu trebuie inclus în rețetă. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen, meine Herren. Astăzi se va întâmpla ceea ce n-am crezut că se va întâmpla vreodată. Voi încerca să pregătesc o rețetă pentru mici. Mici tradiționali. Și asta pentru că mine este 1 mai. Ce avem pentru această rețetă de mici? Pentru această rețetă de mici avem în primul rând rețeta. Mașină de carne. Nu, asta este ce să nu uităm pentru așa. Avem rețeta. Rețeta este următoarea. Avem carne de oaie. O bucată. Avem carne de vită. Și avem carne de porcule. Pentru ca micii să iasă foarte buni, se spune că e bine să fie 30% porc, 30% vită și 30% oaie și 10% ce pică în plus. Bun. Ne mai trebuie bicarbonat și mai avem nevoie, evident, de sare. Și usturoi. Era să uit usturoiul. Vom începe cu dezosatul cărnii. Unde trebuie, mai ales la oaie. Și pentru aceasta, ca să iasă totul perfect și bine, avem un fund de lemn, un fund normal și încă 3 cuțite. De ce? Pentru că vom chema ajutoarele mele. Simona, Mari? Ce, bă? Te crezi Moș Crăciun? Ți-ai luat spiriduș? Da. Prezentarea am făcut-o. Fiecare își alege cuțitul. Bună și ne apucăm de treabă. Mari, Simona. Ciao. Dezosăm carnea. Asta înseamnă că... Băi, muscă! Muscă nu se pune mici. Să nu puneți muscă mici. Cine ce vrea să facă? Eu fac usturoiul. Tu faci usturoiul. Tu ce vrei să faci? Carnea. Eu ce să fac? Mielul. Să zic? A, să dezosez mielul. Eu să-l dezosez pe miel. Am înțeles. Îți dau porcule sau vita? Care vrei tu? Vita. Mulțumesc. Deci eu mă apuc de... Gata? Gata! Start! Start! Acțiune! Motor! Păi, fraților, dar ce mi-ați dat mie, mă? Pârlitul ăsta? Așa. Action! Am tăiat... Oaie în viața mea, adică n-am dezosat. Băi, fraților, dezosat aici sunt numai oase? Stați așa. Dezosazele. Mă lupt cu asta. Am mușcat de mână! Ce e asta, berbec? Asta mușcă, frate. Simon, dă stai în loc. Ia loc, Simona. Auziți? Voi ați mai făcut mici? Da. Ai mai făcut? Da. Bun, până aici m-am dat deștept. Acum spune, te rog, nu contează cum. Să iei de pe os, nu? Da. Am înțeles, bun. După aia vezi cu amestecul... Foarte mare, da, potrivită. Da, da, după aia o amestecul... Tu știi să faci diferența care e postul, care e... O pun tot aici. Bun, gata. Am înțeles. Ce faci, mă? Tu ești automat? Tu ai terminat deja? Păi stai așa că facem în felul următor. Pune-le pe alea aici, te rog frumos. Da. Deci vita e gata. Și îți mai dai de la mine o bucățică de oaie. Hai să dai, uite asta. Păi asta ce-i?
Asta e untură de oaie. A, da, bun. Și mai mă lupt eu cu asta și dacă termin mai repede, mă ajut. Bine. Simona, cum stai cu... Bine. Da, ți-ai pus ochelarii să vezi căpățânele, nu? Da. Are capul mic, usturoiul ăla. Cam mici căței ăștia. Cam mici, da. Băi, fraților... Gata! N-am tăiat așa ceva în viață. Gata? Pun, păi băi, pune-le aici. Bravo! Uite, taie și grăsimea asta de... Gata, așa. Grăsime, dar ce a fost mai ușor, nu? Ce e mai ușor? Da, ce să spun. Auzi, în ce dată suntem azi? În 27 mai. Bă, noroc că te-am ajutat la dezosat, că și azi erai acolo. Deci oaia se ține de bulan, adică de copan, și se descărnește ăsta jos cu carnea asta. Eu cred că la mine nu taie cuțitul, mă. Ce dracu nu putea să fie oaia asta pește, păstră? Dar am zis că n-are oase. N-ați găsit oaie păstră? Rasa aia nu este, numai merinos. Așa. Hai că tăiem și după aia știți ce urmează, nu? Ce? Nu știți? Ce? Uite ce am aici în buzunar. Dăm primăcinătoare, frate. Când pistolul nu ia foc... Poți să pun aici puțin. Dar nu e gata. Nu e gata. Am sperat că ai terminat. Bun, termin. Haide! La un restaurant apare un grup de sursi și se așează ei acolo la masă. Șeful, care îi servea de obicei, nu poate. Și zice lui Gheorghe, mă Gheorghe, du-te, servește tu. Și vine după un timp șeful, nu mă înțeleg nici cum cu ei, nu reușesc nici cum și gata. Zice, ce? Păi uite, mi-a arătat așa. Zice, măi, păi ăștia vor să le tai o rudă de salam și să le faci sandvișuri. Da, merge. După un timp vine iarăși, șeful nu mă înțeleg, ei tot îmi arată la semne, nu înțeleg. Zice, măi, ăștia vor și de băut. Bine, le dă de băut. Măi, vine după un timp, zice șeful asta, chiar nu mai știu despre ce e vorba. Îmi arată așa, piu. No, asta ce-o mai fi? Zice, cum? Așa, piu. Măi, tu ăsta, lasă-i în pace, mă, că ăștia cântă. Pușca și cureaua lată, ce ficior eram odată. Asta de pe timpul lui Boc. Da, așa de pe asta care. Acum o să iasă bancuri cu pontatul. Cum stăm? Eu sunt gata. Bă, frate, tu ești masina de cusut, Ileana. Că te ții așa pe... chiar în smici. Poți să pun acolo? Pune acolo. Până ai terminat. Asta te ajungi pe tine. Durează. Și cu astea ce facem? Aia mai putem face ciorbă, măi. Aia nu mai vin amici, gata? Gata, oase. Ai, bun, alea oase, bun. Păi stai că mă apuc de chestiile astea. Le secționez cumva. M-a făcut mama chirurg. Gata! Gata! Băi, Simona! Ce faină, noi suntem gata cu toate, am tăiat toate aici carne. Mă, pare rău despre voi. Dar mie mi-ați dat munca cea mai grea. Da? Da. Usturoiul ăsta este... Deci, carnea... Este făcută. Toată compoziția se frământă cu... A, nu, asta e bun. Acum. Ce mai poate pune? Nu-i bun. Mai să... Ce poate pune? Bun. Urmează să montăm pistolul. Bine, eu mă mut să ajut pe Simona. Pistolul. Eu montez pistolul. Așa. Atenție! Încărcăm. Auziți? Înțicăiții cu ștrul au deschis restaurant în București. Și la Ițic era plin, mă. Deci amici. Era plin. Ștrul și-a luat grătar nou și-a luat de toate, știi? Bă, nu intra nimeni la el. La un moment dat se nervează, știu ce merge la Ițic. Bă, Ițic, tu ce faci? Mici. Păi și cum îi faci, mă? Păi pun 50% carne 5% rahat. A, deci tu pui și carne.
Acum noi punem carne. E sigur. Bă, eu știu. Noi punem carne. Bă, sper că e vorba de rahat turcesc. Mă apuc de tocat, da? Păi da, oricum și usturoiul trebuie tot băgat în mașină. Și ea lăsă. Păi bun, dar până așa. Când ăsta... Păi apucă-te și în final o să faci asta. Să-ți lași un pic de carne să poți să mai dai după. După usturoi, după ce îl dai, să iasă tot. Bine? Păi nu vezi cât e aici? Ba da, da. Eu am ritmul meu. O să terminați voi cu usturoi. Băi, la fix m-am scăpat de corsetul ăla, că mă și incomoda cu... Bă, dar voi vi s-a aproape gata. Am da. Terminat. Ați terminat? Cred că da. Auzi, eu zic așa, să schimb fundul ăsta de lemn și să pun în chestia asta ce macini. Dar nu o să-mi ajungă, trebuie să-mi aduceți una mai mare. Da, sau o să arunc după aia aici înăuntru. Și voi, dacă terminați, lăsați-mă pe mine să macin în durerea mea. Mereți beți apă, faceți-vă o cafea, că oricum măcinăm astea. Le amestecăm cu usturoi, cu cele mai amestecate. Ce mai trebuie pus în ea? Foarte că-mi șopte. Ce usturoi mai bicarbonat. Usturoi bicarbonat, fetelor. Piper, sare. Cum? Piper. Piper și sare, deci trebuie. Da. Le băgăm la rece. Și mâine, 1 mai. Corect. Gata. M-am pus pe măcinat. Hai. A fost și n-a mai rămas aproape nimic, ba usturoiul. Păi frate, mână și mâna până se făcu. Fetelor, termin usturoiul și o să vă chem la amestecat aici, că acolo voi sunteți specialiste. Uite că iese frumos. Ups. Haideți încet, încet, puteți să vă apropiați. Că suntem aproape gata. Domnișoara Singer și cu domnișoara Ileana. Bă, astea nu erau mașini de cusut? Ba da! Auzi, știi ce am uitat? Am uitat să zic că ar trebui, cred că, și piper în rețeta asta. Bine, l-am adus. Ai adus tu? Da. Da? Da. Mă bucur. Și din coadă flutur. Stați să vă... Să se împrăște așa, cică. Haideți că e mea tâi, gata? Gata! Cred că asta puteți să... Băi, frate, că nici nu-mi spuneți că dau pe lângă. Mi-a spunat, m-a zis, lasă atenție aici. Hai, 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 uia, pulbe, pulbe, gata, hai. Amestecă tu și pulbe. Aveți onoarea să amestecați. Da, mulțumim. Eu o să desfac urmă mașina. Da. Voi puteți să... Gata. Mai spui ce punem înăuntru sau... Puneți... Bicarbonat. Bicarbonat. Sare. Eu și care începem cu sarea. Puneți sare. Ce pui acum? Sarea. Sarea, păi aia am zis și eu, nu? Am zis bicarbonat. Da? Uh-huh. Păi și tu ce, nu asculti ce spun eu? Da, bine, pune sarea. Așa. Piperul. Biperul am vrut să zic. Biperul. Băi, nu, la, băi, să nu fie nu, pe ea. Nu, băi, așa iute. Frate, ajunge. Hai, mă, la atâta cantitate de carne aici, în ce vrești. Și bicarbonatul. Și bicarbonat trebuie la câtă carne aici, un pumn, un pumn jumate, așa, nu? Da.
Cam atât e acolo. Bun. Și acum asta se amestecă până când ne prinde bine, dimineața sau cum. Da. Hai, Simona, spor la treabă. Deci, un caz de ceva aici la astea? Nu. Bun. Îți doresc succes. Mersi. Deci, e gata, așa arată. Acum o punem până dimineața la frigider și mâine dăm drumul la petrecere. Vă salut! Pam 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 pam. Dragi tovarăși, cu ocazia zilei de 1 mai, doresc clasei muncitoare relaxare plăcută, tovarăși! Ura! 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 Veselia umple țara, a sosit întâi de mai pom, pom. Deci, au trecut cele 24 de ore, timp în care această carne care am pregătit-o ieri a stat așa, la, să se amestece, să... Și acum, ce vom face? O vom scoate din această, cum i-a zis, trochiță, nu? Și o vom forma, vom da o formă de mici, așa. Micuți, mititei. Stați un pic, că avem nevoie de fetițele care m-au ajutat ieri. Fetițele! Haideți puțin! Ca să formăm carnea. Și până ele vin și am să le rog să formeze carnea, eu am să aranjez platou și am să rog și pe Cosmin să vină să pregătească focul. Fetițele! Da, dragă, bună ziua! Vă rog ziua. Să procedeți la pregătirea mititeilor mici, micuți. Prima dată mai amestecăm. Un moment. Cosmine, hai tu la foc și mă duc să mai aduc ceva ca să fie platou cum trebuie. Uai, dar ce bine miroase. Hai. Dar ce acolo? Opa, s-a făcut. Hai de tati, stegulețul, fără asta nu merge. Să-l și pontăm aici. E roșu, putem să-l pontăm frumos. Dar e de adevărat, alea? Asta e sigur. E de pe vremea cum trebuia să fie. Așa, nu te deranjează la foc, nu? Nu, e perfect. Și perfect. Sărbătoresc. Muncitoresc. Deci e muncitoresc 100%. Și... Așa. Hai, Simona. Sărbătoresc. Merge, focu. Noi am cam terminat, micii, să știți. Da? Gata, da. Micii? Uite, 2, 3 și am terminat. Totul bine, bun, e fain. Cosmin, văd că merge și focul. Gata, mai avem un mic și s-a scris istoria. S-a scris istoria. Păi, da. Ne pregătim de masă. Da, ar fi cazul. Gata. Stai, dragă. Gata, micii. Așa, frumos. Gata. Hai, Cosmin, să vedem cum e focul.
Perfect. Mici-s gata, covata e goală, trochița, cum vreți să-i ziceți. Și punem la... Bun, puteți să vă mergeți să vă spălați pe mână. Bine. Am terminat. Noi îi punem la prăjit. Dacă voi vreți să vă mai faceți ceva pe nu lângă, normal e mici și bere, cam asta era de întâi mai. Păi, berea, apropo. Mici. Păi, hai după bere. Lasă focul și hai după bere. Cosmine, eu zic că jarul e perfect. Hai să începem să punem. Trebuie să apucăm. Hai să punem și mici ăștia, îi prăjești tu, da? Bogut. Bine, hai. Unde ți? Îi lasă aici pe masă, și pun acolo, nu? Vrei să te ajut? Hai. Ai nevoie, Cosmin, de ajutor? Să rog. Mici-s gata. Ia vedeți. Wow. Întâi mai muncitoresc. Wow, ce bine arată. De ce punem în scenă și punem pe piață asemenea filme care prezintă denaturat realitatea societății noastre? Oamenii, muncii, tineretul sau alte categorii de oameni ai muncii în țara noastră. Nu de asemenea teatru și de asemenea cinematografia noastră. Avem nevoie de artă, de o cinematografie, de un teatru care să prezinte esența, să prezinte modelul omului pe care trebuie să-l construim.